Ieșenii care vor să devină agenți de turism se pot înscrie la cea de-a treia ediție a școlii de ghizi, care va începe în a doua jumătate a lunii octombrie. Cursurile pentru ghizi locali sau naționali sunt gratuite. Aceste oportunități pentru ieșeni sunt oferite de Asociația Turistică Ghizii României. Perioada de înscriere la aceste cursuri de calificare a început de pe 1 septembrie și se desfășoară până pe 18 noiembrie. Specialiștii în turism le oferă participanților, după absolvire, un loc de muncă în domeniul studiat pe postul de ghid de turism local sau național și agent de turism. Obiectivul este să atragem cât mai mulți tineri, pentru că majoritatea care răspund la aceste cursuri, la înscrierea acestor cursuri, sunt tineri, sunt studenți, dar nu este exclus să se înscrie și oameni care iubesc să se formeze continuu și să se fie alături de noi. Chiar am avut oameni și de vârsta a doua, chiar și a treia. Dar ca să fii ghid, trebuie să ai maxim, poți activa ca ghid maxim până la vârsta de 62 de ani. Asociația non-guvernamentală ține pe parcursul la două luni, cu tabere în 5 locuri din țară, cu peste 500 de locuri. Cursurile se bazează foarte mult pe partea practică. Ghizii desfășoară multe activități în teren, atât în Iași, cât și în afara județului. Aceste ieșiri le oferă cursanților oportunitatea de a-și dezvolta discursul în fața celorlalți. Cât de încurajat este turismul local? Este încurajat tocmai prin faptul că noi avem aceste tururi și avem și un proiect în cadrul școlii de ghizi în care cursanții sunt împărțiți pe echipe, le dăm anumite trasee și practic conștientizează că Iașul este o destinație turistică. Ghizii își iubesc foarte mult profesia pe care o au și îi încurajează pe ieșeni să urmeze aceste cursuri profesionale. Pentru înscrierea la aceste cursuri, candidații ideal trebuie să aibă o cultură generală bogată, pentru că această meserie nu necesită doar cunoștințe de geografie și istorie.